Antreprenorii care au nevoie de bani pot accesa programul IMM Plus Invest. Autoritățile au pus la dispoziția firmelor mici și mijlocii un buget record de 4 miliarde de euro, granturi și garanții pentru credite. Este cea mai mare schemă de ajutor de stat aprobată de către Comisia Europeană. Banii pot fi folosiți pentru cheltuieli curente, dar și pentru investiții. Este funcțional. Ieri a început înregistrarea. Practic este cea mai, să spun, singura schemă care funcționează fără principiul primul venit, primul servit. Până astăzi, deci practic după 24 de ore, deja avem 1300 de cereri înregistrate în portalul IMM Invest. Guvernul României speră și să atingem 24.800 de întreprinderi mici și mijlocii.